Vă salut, prieteni. Dacă rândul trecut am făcut o larvă de a gândacului de Colorado, o aveți în imagine. Astăzi o să construim o omidă a fluturului de varză. De asemenea, plantații de varză care se găsesc de-a lungul lungilor râurilor din țară, pe care românii le cultivă. Și cred că nu numai românii, și ceilalți, probabil și străinii, la fel procedează, pentru că, după cum știm, varza este iubitoare de apă, iar râul fiind o sursă pentru irigații, varza se cultivă de-a lungul acestor râuri. Eu am întâlnit-o foarte mult pe siret, de asemenea și cartofii, începând de la vărsarea apei Sucevei în siret și până la coborâre înspre Roman, unde am pescuit. Deci, am spus, aceste larve ajung în apă datorită ploilor abundente, vânturilor puternice, păsărilor care câteodată le iau și le scapă peluciul apei, fiind o hrană la îndemână pentru clean. Pentru aceasta avem nevoie de cârlige numărul 14, ceva mai lungi de data aceasta, un firteliță, un fulg de culoare albă, ață pentru corp verde deschis, ață de montaj de culoare neagră. Am prins deja cârligul în menghină. O să începem prin a matisa. Lița. Ducem până aproape de curbura cârligului. Nu stricăm. Și mergem cu matisajul și bucățica de liță care ne rămâne. Deci v-am spus, mergem până aproape de curbura cârligului. Urcăm după aceea către ochetul cârligului și insistăm mai mult pe partea de mijloc, făcând o porțiune mai groasă. Mergem cu ața pentru corp de culoare verde. Tăiem surplusul.
Continuăm atisajul. Partea din față a fulgului se taie. Fixăm fulgul. Răsucim ața pentru a ne putea întoarce către ochetul cârligului. Răsucim din nou această ață. Și intervenim cu ața de montaj neagră. Tăiem surplusul aței de montaj neagră și ața verde. Matisăm în continuare, formându-i capul acestei larve. După care intervenim cu fulgul. Trebuie o clemă. Făcându-i acele piciorușe. Matisăm fulgul la distanță de 1 mm către vârful cârligului. De la vârful cârligului către ochet. Scuzați. Executăm nodul final. Lăcuim.
avem această larvă a flutului de varză, a fluturilor de varză. O aveți în imagine. Eu vă urez să fiți sănătoși, spor la lucru și pe curând, prieteni!